Oh, shit, fuck! Acum o să încerc să nu vomit. Wow, nu cred! Bă, nu cred! Hâțcu, bună dimineața, Gionuțule! Hâțcu, super vibe! Am avut o super idee, am stabilit cu Cori, zic, bă, mergem miercuri seară în parcul de distracții la mare, pentru că miercuri fiind, n-are cum să fie aglomerat, ești nebun, ca să ne facem și noi treaba, să nu fie foarte haos, ce cădeți, nici n-a coborât bine din mașină, că suntem cu o grămadă de oameni dulci, Gionuțule, dar am o teorie. După ce scăpăm de valul ăsta, vă zice fratele vostru că o să fie așa de smooth totul, astfel încât nu o să avem nicio problemă. V-am promis că astăzi mănânc toate bazaconile pe care le găsesc în parcul de distracții, după care mă dau în toate tiribombele astea să vedem dacă îmi vine ceva înapoi, Gionuțule. Așa că am început direct cu o sesiune de meet and greet și cu o vată pe băț, să fie treaba bună. Revenim, băț. Băț, Gionuțule, începem direct cu cel mai forță, pentru că ciocanul este preferatul meu. Nu știu dacă știți viralul ăla cu Lidia Buble, care i-am zis, dacă vrei îți dau și eu ciocanul meu, exact așa era. Ah, îți dau și eu ciocanul meu. Avem la activ doar o fată de zahăr ars, pentru că doar atât s-a întâmplat până acum. GoPro-ul merge cu mine, telefonul nu merge cu mine, Gionuțule, pentru că este periculos tare rău de tot. Mergem să ne distrăm, revenim cu următoarele cadre. Nu mai este top spin-ul ăla care mă făcea pe mine să vomit, dar avem jucării periculoase. Ha-ha, să înceapă nebunia. Haideți să vă spună fratele vostru care este cel mai cool lucru în ciocan, Gionuțule, oricât de cringe ar suna. Întotdeauna să fiți atenți, să vă luați loc în față, dacă vreți senzație maximă. Gionuțule, nu vă duceți în spate. De ce vă spun că trebuie să mergeți în față? Pentru că în față o să vedeți totul. Nu vedeți ceafa unui coleg, Gionuțule. Vedeți direct pământul și cum vă îndreptați cu dinții către el. Abia aștept să înceapă. Se închide ușoanța. Bă, o întrebare pe care cred că absolut fiecare om care s-a dat în ciocane și a adresat-o sau și-a pus-o, mai pe românește, este ce ferească Dumnezeu se întâmplă dacă se desface asta de pe gâtul meu, bă. În fine, Gionuțule, începem. Hai cu senzații. O să cer să nu țip, pentru că în continuare trebuie să am grijă de gâtul meu. Wow, cât de tare e. Bă, cred că oricât am îmbătrânit, nu o să ne... nu o să ne plictisim niciodată de jucările astea, cel puțin noi cei care suntem mai copii. Doamne, ce-mi place. Mamă, bă, Gionuțule, trebuie să vă mai spun o chestie. Pe măsură ce îmbătrânești, este din ce în ce mai cringe. Oh, shit, fuck. Oh, shit, fuck. Oh, shit, fuck. Oh, fuck. Eu de la picioarele mele cum au ajuns. Uite unde le țin ăștia, mă. Ia uite-i pe ăștia de dreapta. Poate scap naiba GoPro-ul ăsta, știi cum îl țin? Wow, wow. Mi s-a tumefiat fața. Mi s-a tumefiat fața. Oh, Jesus. I love it. I love it. Wow. Ok, acum mi s-a făcut rău. Pentru că trebuie să vă mai spun un lucru. Când te dai în jucăriile astea, e bine să te concentrezi asupra datului, nu asupra filmatului. Wow. Și ăsta, colanul ăsta de la manete, cred că a și văzut că filmăm. Și ce a zis? Dă-i să zacă. De asta nu e bine să mărânci înainte de astea, Gionule. Ciocanul nu este niciodată o dezamăgire. Luați-o cum vreți, Gionuțule. Revenim. Să-ți temerească geaxarea, Gionuțule. Băi, odată cu trecerea anilor e din ce în ce mai greu. Revenim. Gionuțule, am terminat cu ciocanele, am făcut și o serie de poze pentru că suntem în parcul de distracții și lumea este alături de noi. Dar urmează proba de foc. Luăm un porumb fiert pe care o să-l mănânc tot, Gionuțule. După care mergem în turnul ăla de acolo. Îl vedeți cât de mare este? Sunt curios dacă se va întoarce sau nu porumbul la joacă. Păi, Gionuțule, e greu în satul de vacanță să reușești să-ți faci treaba. Însă pentru că avem coadă la turnul ăsta, auzi-l cum răbufnește mâncala tata. Gionuțule, eu mă ocup de acest porumb care, trebuie să vă recunosc, s-a cam răcit cât am stat la poze. Dar până la urmă știți foarte bine că regula mea spune în felul următor: poze până la ultimul, atâta timp cât suntem civilizați și educați și spunem te rog frumos. Cu greu reușirăm să terminăm și porumbelul, Gionuțule, și a venit tura noastră în turn. Hai să vedem. Lumea se ține de șoti, Gionuțule, ca să înțelegeți că de mult semănăm noi constanțenii între noi, în timp ce eu îi spuneam domnișoarei din dreapta. Avem și... E cu haos!
timp ce eu îi spuneam domnișoarei din dreapta că astăzi este ultima tură și că se rupe turnul, a venit băiatul de la turn să-mi zică, că vezi că asta ta e aia care se desface. Atât de bune sunt glumele noastre, constanțenii, Jonuțule, de asta ne iubim și de asta îmi place acasă atât de mult. Hai să vedem, e seară frumoasă, avem public mare. Abia am apucat să-l mănânc pe porumbesc cu Jonuțule. Hai să avem o plecare din aia frumoasă, ia. Oh, shit, fuck. Oh, shit. Ia uite ce frumos se vede, Jonuțule. Mamă, porumbul meu. Mi-a sărit-o porumbul sus să pară ce acolo. Ăsta e și de la scurt și la obiect, știi? Nici n-am pus să înțelegi ce ți s-a întâmplat. Mind-blowing, Jonuțule, mind-blowing. Imaginați-vă că are vreo 35 de metri ăsta și în momentul în care te aruncă în sus cu toată forța și sus el se oprește, pe tine nu te oprește nimic. Ai vreo 15 centimetri așa în care tu joci în scaunul ăla, înțelegi? E, în momentul în care a frânat sus, tot porumbelul, Jonuțule, uite așa a venit pe-n stomacescu direct în sus și după aceea a dus și jos la loc. Dar senzațional, ăsta e unul dintre preferatele mele. Revenim. Îți, Jonuțule, aici chiar m-am regăsit. Este cup de pudră, cum s-ar spune, dragostea aia cea mai mare la prima degustare. Ce să stăm? Am înțeles că am o surpriză aici. Ah, creveței sunt ăștia surpriză. În orice caz, Jonuțule, am promis în felul următor, că challenge-ul este mâncăm toate nebuniile din satul de vacanță și încercăm să ne jucăm cu cele mai cool jucării. Și aici, la tras cu pușca, mi se pare cea mai tare chestie, dar mai întâi de toate. What is this? Nu știu, cred că se vrea fi ceva marin, da. Bă, ești prost, cred că-s picioare de crab, mă. Nu sunt rele deloc, bine. Cred că e crab un pic mai old school, așa cum s-ar spune. Cu ăsta e calamar toată ziua. Bun. Abia încep să trag Jonuțule. Fii atent. Dacă e să câștig, panda ăla mi se face mai. Cum îl cheamă? Kung Fu Panda e, nu? Termin de mâncat și revenim cu tragerea, Jonuțule. Deci, Jonuțule, sunt gata să trag acum. Stai așa să vedem. Dar nu știi ce, că mi-ar plăcea pe aici să țintesc. Uite așa, aia, ia. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bă, mi-am luat 20 de tragere, am tras 10, bă, dar trage bine asta, mă? Hai. Ia mă, tata, adu-mi coaca, am tras ceva, mă, să-mi țepenească Jaxara. Fii atent tu acum, stai așa că vine cu ea. Deci acum e momentul adevărului, Jonuțule, că ne aduce situația, să vedem ce am scos, ia. Uite aici, deci 9, 10, 19, 9, 28, 8, 3, 6, 6, 40. În jur de 99, 100 de puncte. Premiul cel mare. Vă vorbesc serios? Da. Ole! Gata, pe Kung Fu Panda vreau să moară Jaxara dacă nu mi-l dai pe Kung Fu Panda. Te pupă, tata. Bă, trage bătrânul, mă. Aștept să-mi iau jucăria. Ah, asta da, mâncaua, tata. Revenim. Jonule, sunt foc și pară. Am venit să mă dau un super twist ăsta ca să-mi treacă tensiunea arterială crescută flagrant. Deci când am dat să-l dau pe Kung Fu Panda jos de acolo din cârlige, îmi zice omul meu, păi stai așa că am văzut că filmai și am să fiu și eu dulce, dar de fapt n-ai făcut decât vreo 95 de puncte și n-am cum să ți-l dau pe Kung Fu Panda. Zic, cum n-ai cum să mi-l dai, că mi-ai calculat în fața acolo și aveam 100. Păi nu, domne, că nu erau decât vreo 25. Eu n-am calculat acum că suntem încă la cald, dar să-mi țepenească Jaxana, dacă nu mă uit pe alea, ce-i drept, dacă stau să mă gândesc, nu prea păreau a fi 100 de puncte, dar am vrut să-i plătesc și am zis, bă, îți dau 100 de lei pe Kung Fu Panda. Nu știu, mă atașasem emoțional de Kung Fu Panda ăla. Domne, nu se poate. Am plusat, zic, bă, îți dau 150 de lei pe Kung Fu Panda ăla. Domne, nu se poate. Bă, îți dau 50 de euro. Domne, nu se poate că nu mă lasă și eu. Am plecat supărat, mă, dau un super twist ăsta să mai scap un pic de draci. V-am mai spus și vă mai spun încă o dată, mamă, a început să mi-amețească crabul înăuntru. V-am mai spus și vă mai spun, Jonuțule, încercați să mențineți viu copilul din voi, indiferent cât de mult credeți că ați îmbătrânit, pentru că asta ne face tineri în suflet, Jonuțule. Acum o să încerc să nu vomit. Nu de alta, dar sunt cu niște domnișoare destul de tineri aici, mă fac de râs, Jonuțule Ioan. Aoleo, nu trebuia să mă dau din astea care învârt, mă. Eu nu prea am probleme la jucăriile astea, dar totul până mă învârți. Mamă, Jonuțule, e groasă. Fiți atenți ca să înțelegeți. Cam așa se învârt acum în mine vata de zahăr ars, porumbul, calamarul și crabul pane. Ca să înțelegeți că până la urmă ăsta e challenge-ul. Și mâncăm toate bazaconile înainte să ne dăm în porcările astea. Aoleu! Și eu în continuare sper să nu vomit. Băi, deci pot să mă dau în toate turnurile și în toate ciocanele din lume, dar nu mă învârti, nu știu care-i faza. De la urechea medie, de la ciocanel, de la scăricică, de acolo vin chestiile astea de echilibru. Wow! Oh, mă trec toate transpirațiile când mă ia rău, Jonuțule. Ia scrieți-mi la comentarii voi ce vi se întâmplă atunci când vi se face rău. Transpirați, vă ia amețeala, cum e la voi?
Hâți, Jonuțule, din gama lucruri noi pe care nu le știam, sincer, din satul de vacanță, deși eu vin aproape în fiecare an aici. După cum vă spuneam și mai devreme, Jonuțule, mie îmi place să vin în satul de vacanță, în parcul de distracții, să mă simt tânăr din nou, să-mi amintesc de copilărie și de ce nu să mă și încarc cu energie pozitivă. Așa că această cameră a oglinzilor, vă spun cu mâna pe inimă, Jonuțule, că eu cred că este nou-nouță, dar mergem să luăm biletul, să ne distrăm și noi un pic prin ea, să vedem despre ce e vorba. Hâți, Jonuțule, avem dreptate când v-am spus că este nouă jucăria, ci că este de anul ăsta. Wow, nu cred. Deci să vă spunem, fratele vostru, despre ce e vorba. Eu trebuie să trec până astea, până la capăt, fără să mă lovesc. Wow, cât de tare e. Am dat una de-a poc, uite ce m-am dus ca fraierul. Wow, cât de tare e. Dar, bă, deci nu-mi vine să cred cum efectiv te induce în eroare. Cât de tare e. Hop. Seamănă un pic, avem și noi ceva la mall în București, cred că ceva de genul. Păi și pe aici am două de astea. De unde știu care e bună? Zici, ia votați jos, Jonuțule, pe care să o luăm. Deci avem și pe aici liber și pe aici, dar eu zic totuși că pe aici ia. Ideea e că dacă ești băiat deștept și ții mâna înainte așa, nu te lovești, doar că mai trebuie să mai și ieși. Asta duce unde? A, se întoarce înapoi, nu e ok? Pop, pop. A, deci uite, dacă veneam pe asta, mă blocam, asta e de acolo. Vai, cât de cool e. Vai, cât... Bă, ce fac, mă, m-am întors spre ieșire, nu? Nu, John, ba da. Vai, cât de tare. Bă, nu-mi vine să cred, bă. Bă, cât de șmecher e. Știi care e faza? Că-ți dezvoltă un pic simțul orientării în spațiu, dar este super cringe pentru că seamănă foarte mult cu filmele horror, Jonuțule. Ia, aici hop, aici din nou eu. Pac, mă duce pe aici. Mamă, cât de tare e. Deci nu-mi vine să cred. Op, ceasul meu, mâncățești gurițica ta de oglinjoară. Oglindă, oglinjoară. Hop, hop, hop. Oh, nu-i asta ieșirea, mâncățești gurăta. Am zis că am ieșit să mă răgec sana. M-am și bucurat atât pe fraierul ăsta, ce față are schimosul ăsta. Bă, Johnule, părea că am ieșit, mă. Ia stai, pe aici ai blocat iar. Păi, bă, da, ce te mai învârte, bă. Bă, deci nu cred, ia, stai. Gata, mă, gata, bă, băiatule, bă. Bă, Jonuțule, pe asta n-am mai văzut-o până acum. Suntem la magazin de unde vom cumpăra, cum se numește, baclava cu vișine. Se supranumesc aceste baclavale. Am zis că luăm cele mai ciudate lucruri pe care le găsim în satul de vacanță, Jonuțule. Așa că eu vă spun sincer că de baclavale cu vișine n-am mai auzit până acum. Așa că dacă știți gluma cu vișine, scrieți-ne la comentarii, Jonuțule. Noi luăm baclavalele și mergem către bușitoare. Bă, Jonuțule, îmi doream să fie deschisă casa asta a groazei, dar nu este deschisă și ne gândeam acum dacă am putea intra așa pe șmecherie, dar nu, mă, dar nu cred că mai funcționează, mă, Jonule, ia. Nu merge, stai seama, bă, deci mi-amintesc de toate jucăriile astea de când eram puștiulică. În orice caz, o să poposim aici în casa groazei, Jonuțule, să mâncăm o baclava cu vișine. Bă, chiar m-a făcut curios, mă, treaba asta cu baclavaua cu vișine, ia, care-i faza? Nu e o combinație rea, sincer. Nu mă așteptam la așa ceva. În parcul de distracții găsești întotdeauna cele mai ciudate lucruri de mâncat, Jonuțule. Revenim de îndată ce terminăm baclavaua cu vișinuțe. Că se poate de rapid, Jonuțule, până nu sare YouTube pe noi cu drepturile. Sunt gata cu tiparele, mă duc să-mi iau mașina. Cineva mi-a zis, ai grijă că ăștia te bușesc aici. Păi, până la urmă nu despre asta e vorba. Jonuțule, hâț, cu încheierea de seară, după ce mi s-au amestecat toate în stomac, ne liniștim un pic și amestecăm și noi la ruleta asta care mi-amintește de hâț show, Jonuțule, și de multe alte lucruri bazate pe ruletă pe vlogul nostru. Am luat bilețelul cu minței și mă uitam în spate la ce premii frumoase sunt și la cât de mici or fi șansele să nimerești vreodată la premiile alea, Jonuțule. Așteptăm rândul frumos la ruletă, după care întoarcem și noi, ia să vedem. 72, ce a câștigat domnișoara? A, uite, mă, că se și câștigă lucruri. Eu, bă, vrei să spun un lucru? Cât de mic o fi ce câștig eu aici, măcar să câștig ceva, să nu plec cu buza umflată ca de la Kung Fu Panda de acolo. Revenim, hăt. Să vă explic, Jonuțule, ruleta asta nu-i pregătită pentru mine și de mine, pentru că eu o să dau jackpot, indiferent cu ce-o fi ea, m-a înțocărită de-n spate de acolo. Ia de aici, Jonuțule. Fiți atenți voi, dacă dau jackpot să moară Jackson, dacă nu rămâne în istorie vlogul ăsta. Ia
Erai aproape. Bă, nu cred că nebunea asta dacă îi dădea mă jackpot 37. Bă, măcar nu pleci cu mâna goală, asta e de apreciat. Până la urmă aici e vorba de energie. Revenim, Jonuțule, ne-am distrat ca la carte în satul de vacanță și cam fiecare an mi-am amintit că deși muncesc ca nebunul de luni până duminică, copilul din mine are nevoie de distracție. Hăți, Jonuțule, Lugojul a fost minciună, deci dacă ați văzut acolo o miuță, două de oameni la poze la meet and greet, a fost un flac pe lângă ce s-a întâmplat în această seară în parcul de distracții, dar măcar ne-am distrat, Jonuțule, iar seara s-a încheiat superb cu aceste baloane. N-am mai văzut asemenea baloane, trebuie să vă recunosc, chiar pe mine mă distrează tot ce este cu LED-uri și cu luminițe și cu flicăriche și chei, pichi, pichi, pichi. Sperăm că v-ați distrat și voi alături de noi în vlogul ăsta, Jonuțule, iar light motivul acestei filmări este nu uitați să țineți copilul din voi tânăr, fericit și întotdeauna hrăniți-l, Jonuțule, pentru că fără copilul din noi am ajunge niște bătrâni triști, plini de energie negativă și încărcați de orele de muncă în exces, pe care știu sigur că toți dintre noi le avem în suflet și în creier, Jonuțule. Până un alta, nu uitați la subscribe, Dorian Boba, să apneți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și foarte multe baloane colorate, Jonuțule, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă sterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian. Follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, mamă, mi-a venit ceva în cap. Mi-am amintit de cele multe mii de brățări aruncate în piscină de când mă uit la luminițele astea, Jonuțule. Și de asemenea, nu uitați să țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț, iar pe 1 septembrie, după cum bine știți, se deschide cel mai tare magazin www.dorianpopa.ro în Afi Cotroceni, Jonuțule. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolantă. Oh.